Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială, Marius Tucă Show, războiul din Ucraina, o lună de acum, astăzi, joi 24 martie, se împlinește o lună de când a început invazia armatei ruse în Ucraina. Domnul Silviu Predoiu se află în studioul nostru, general, în rezervă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Numele domniei sale se confundă cu Serviciul de Informații Externe. Mulți ani a fost director adjunct, a și director interimar. Făceam un calcul aici, vreme de 14 ani, practic ați fost în Serviciul de Informații Externe. Prima întrebare este legată în vreme de război, chiar dacă n-am avut până acum. Cum circulă informațiile într-un serviciu de informații extern? Cât se poate, adică să nu dați chiar toate informațiile la bun început. Teatrul de război în sine este de competența serviciilor de informații militare. Necesită o anumită specializare, o anumită înțelegere. Însă, în timpul unui război, informațiile trebuie să circule mult mai intens și ele nu se culeg doar din teatrul de luptă. În teatrul de luptă se caută informații care să influențeze rezultatul confruntării directe. Serviciul de informații caută informații care să ofere și alte alternative la victoria pe câmpul de luptă. Să ajute o negociere, să influențeze actori în sensul creierii unei majorități, cum vedem că se întâmplă și astăzi, favorabile unei poziții sau alteia, să realizeze alianțe, mai este ceva, serviciile de informații externe, în primul rând, în această perioadă de confruntare, devin un canal de comunicare folosit foarte intens, pentru că este mai rapid, nu neapărat mai de încredere, ci mult mai rapid și mai eficient, comparativ cu diplomația, care impune o serie de norme de protocol, de așteptare și așa mai departe. De regulă, lumea aceasta a informațiilor generează, dincolo de categorii de ținte sau aliați, generează un fel de relație care depășește aceste categorii între lucrători, între șefii serviciilor. Și atunci există o posibilitate de comunicare. Deci, în situații de conflict, activitatea este amplificată la cote foarte înalte. Cum se trimit informațiile? Depinde, întrebarea este foarte amplă. Informațiile adică se transmit mijloace de comunicare. Sunt mijloace de comunicare clasificate, cifrate, secretizate și absolut sigure. Asta deci absolut sigure, absolut sigure, care nu pot fi citite, cu ghilimele de rigoare. Pot fi citite, dar nu pot fi descifrate. Am înțeles. Pot fi interceptate, dar nu pot fi descifrate. Deci mesajele nu sunt ca o informație oarecare, ci sunt, într-un cod anume și așa exact, mai departe. Și se gestionează de structuri specializate. În cazul nostru, această structură e în cadrul Serviciului de Informații Externe, structura de cifru de stat. În alte state sunt structuri independente. Depinde deci e cifrul de stat, practic. Dar care este o structură în cadrul Serviciului de Informații Externe. Am înțeles. Spuneți-mi, înainte de 89, informațiile care veneau, era direcția de DIE, Direcția de Informații Externe, erau și informații raționale. Sigur că Ceaușescu era cel mai frumos, comunismul, România socialistă, România comunistă. Adică informațiile puteau conține și lucruri care erau foarte importante, adevărate despre vest și așa mai departe? Domnul Tucă, nu am lucrat efectiv înainte de 89, dar am discutat cu colegi care au lucrat înainte de 89 și pe anumite spețe am fost obligat, a fost nevoie să văd dosare mai vechi. Dincolo de niște fraze pe care și le asumau toți, că era obligatoriu să pună ceva despre cel mai iubit fiu, despre mărețul conducător, despre ura nejustificată a imperialiștilor, telegramele cu informații erau telegrame cu informații. Deci erau o introducere și un sfârșit pe care nu le citea nimeni la modul serios. Ci conținutul propriu zis. Era corpul și în corpul informației nu se mințea. Bun, spuneți-mi și mie, pentru că suntem în plin război, da? Suntem în NATO. La începutul anilor 90, ce fel de informații veneau prin Serviciul de Informații Externe? Care erau dușmanii noștri? Care erau aliații noștri? Și nu vă întreb întâmplător, pentru că o să venim la teatrul de război, cu toate că nu-mi place ideea de teatru de război, ci la războiul propriu-zis, fostul șef de stat major, Danilă, a fost la un moment dat din partea României, dar din partea NATO cumva, în vizită în Ucraina. Nu numai că antrenamentele pe care le făcuseră soldați ucrainieni erau, țineau de experiența rusă,
dar ei vedeau în România, care era în NATO, un dușman din punctul lor de vedere. Deci nu vă trebuie întâmplător. La începutul anului 90, ce informații aduna Serviciul de Informații Externe pentru România? Vă răspund atât cât îmi permite statutul meu și atât cât am putut să văd ca lucrător în primii ani după 90. Era o perioadă de confuzie totală. Se căutau aliații, nu se știa exact ce se dorește, nu se știa, erau în primul rând o incertitudine la nivel personal, care inevitabil afecta și calitatea muncii la nivelul instituției. Se făcuse o reformă în sensul că zburaseră unii, dar veniseră alții colegi cu cei dinainte zburați. Era un compromis major în care toată lumea încerca să supraviețuiască. Au trebuit să treacă vreo 2-3 ani de zile ca să ne așezăm în matcă. Și așezarea în matcă s-a produs cu sprijinul, trebuie să spun, principalilor parteneri, care au venit și au spus: avem nevoie de expertiza voastră pe anumite spații, pe anumite probleme, haideți să ne apucăm de lucru. Erau din Occident, bănuiesc. Da, evident, servicii occidentale, pentru că politicul nostru era cam în aceeași incertitudine ca și serviciul. Nu știa dacă are sau nu are nevoie de noi. Erau mulți deprinși cu ceea ce se cerea înainte. Ori în servicii nu prea era nimeni dispus să mai facă ce se făcuse înainte, deși politicienii aveau cam aceleași nevoi. Deci a fost o perioadă de confuzie care a fost clarificată cu sprijinul partenerilor occidentali. Nu așa cum cred unii, într-o relație de servitude, de obediență. Dar a fost important faptul că au venit și au spus: chiar vă pricepeți la anumite problematici, haideți să ne apucăm de treabă. Bun. O întrebare directă și foarte clară. Câți dintre spionii dumneavoastră, că erau obișnuiți în România comunistă și vedeau în Occident imperialiștii nenorociți, iar în partea de Est, Rusia și așa mai departe, partenerii, colegii, câți dintre ei au lucrat după 89 în structurile astea, câți s-au acomodat la noile, la noua, să spunem, chestiune geopolitică? A fost o plecare masivă imediat după Revoluție. Încerc cu șanse de a greși, de a avea o eroare. În jur de 70% au plecat, de aceea s-a și blocat munca. Rămăseseră puțini și foarte mulți tineri care nu mai aveau modele și altceva, repere, și ceilalți au rămas în continuare activitate, deci undeva la nivelul anilor 2000 nu prea mai erau. Nu era nimeni din vechea structură. Gardă. Erau oameni care fuseseră locotenenți, care aveau 23, 24, 25, 30 de ani. Și în cei 2-3 ani după Revoluție, anii care au fost necesari pentru a se lămuri lucrurile, am știut clar că mergem spre vest și lucrătorii de acolo au știut clar că asta este... Am știut clar, ordine? Fără să știm exact, deci n-aveam Waze să ne zică care e ruta. Știam unde trebuie să ajungem. Uh-huh. Era un obiectiv definit cumva, asumat și până la urmă e meritul președintelui Iliescu la un moment dat, care a spus: încolo este direcția. Eu vorbesc despre ce am văzut după, nu... Corect. Iar... În rest, am căutat drumul. Repet, n-aveam nici Waze, nici Google Maps, încercam să identificăm. Până la urmă ne dam seama că singura cale este să ne facem treaba ca lumea. Metodele de învățare s-au schimbat, pentru că știm bine că erau recrutați oameni care terminau diferite facultăți, aveau diferite studii. Dar în cadrul SIE, în cadrul școlii, să spunem, cu ghilimele de rigoare, aveam noile manuale? Meseria e cam aceeași de vreo 2000 de ani. Mijloacele și metodele muncii de spionaj sunt aceleași și în vest și în est. Diferența era că în vest începe predarea recrutării, vorbind de la motivația recrutării, este în primul rând cea financiară, în est se spunea motivația trebuie să fie cea ideologică. În fapt, niciunul, nici altul nu credea exact și niciodată nu era atât de simplu ca să dai răspunsul. Manualele nu prea aveau de ce se schimbe. Mentalitatea trebuia să se schimbe. Până la urmă este o profesie și în această profesie tu servești țara prin reprezentanții aleși. Ei hotărăsc încotro trebuie să te duci. Obligația ta este să o faci cât mai bine și cât mai aproape de lege. Și în momentul în care am intrat în NATO, s-a schimbat, a venit ceva în plus față de ceea ce fusese până atunci? Aș îndrăzni să spun iarăși ceva cu riscul de a fi fluierat, nu în sensul de aplauze.
Serviciul de informații externe a intrat înaintea României, ca și armata. Deci, practic, au intrat în NATO cu vreo un an și ceva înainte. Deci înainte în de anul de, 2004 se da, în era sensul că integrată. Eram deja integrați, fusesem controlați, verificați, au fost zeci de vizite, de discuții, de analize la București, la Bruxelles, teste în teren și așa mai departe. Noi eram deja angrenați în activitate. Nu s-a schimbat nimic, asta vreau să zic. După ce am intrat în NATO, noi doar am continuat. Dar activitatea a începuse deja. Erați integrați, cum am spus, cu un an, doi ani înainte. Da. Trădări au fost? Din 90 încoace? Ca idee. Că pe vremea lui Ceaușescu au fost răsunătoare, cel puțin alea la vârf. N-au fost răsunătoare. N-au fost răsunătoare. Da. Dar au existat? Tentative de recrutare au existat în permanență, iar oamenii sunt oameni indiferent de regimul în care trăiesc. Așa e. Cum se descoperă un agent dublu? Mă uit și eu în filme și atunci pun întrebările clasice. Cu toate că mai am câteva informații legate de... Da. Cum se descoperă un agent dublu? Există o filozofie? Există un mecanism? Există indici. Nu se poate... Foarte rar se întâmplă ca cineva să se poată controla atât de bine încât să nu lase urme și indici. Ideea este să integrezi toate datele, să știi să le folosești. Uh-huh. Am fost o perioadă șeful Direcției Generale de Securitate. Coșmarul meu era această întrebare. Și dimineața mi se raporta când intram în unitate, în timpul nopții, domnule comandant, nimic deosebit. Pe timpul Doamne ajută, meu. Da. Și eu mă întrebam, chiar așa să fie? Meu, da. Chiar așa să fie? Oare? Că asta te frământă. Deci noi am recrutat în ultima lună, spuneam, două ținte grele. Vom fi noi chiar cei mai buni? Chiar nimeni nu fi recrutat de la noi? Uh-huh. Și această stare de alertă te ajută, dacă o gestionezi lucid, nu emoțional. Există repere, nu are rost să intrăm în detalii, repere clare pe care trebuie să le cauți. Te înșeli într-un caz, în două, în 10, în 15, dar până la urmă, în integrare, le afli. Da. Sunt cazurile acestea celebre, ca de alții vorbești foarte cu mai multă ușurință. Da. Bob Hansen, Ames, când au fost prinși și au dat seama că puteau să-i aresteze cu ani înainte, în cazul lui i-au lăsat. Hansen, cu 10 ani înainte puteau, dar au ratat indicatorii sau dacă i-au văzut, au ratat indicatorii, dacă i-au văzut, i-au neglijat și i-au minimalizat, adică a picat de două ori la testul poligraf. Uh-huh. S-a întâmplat, mai se întâmplă. Da, testul poligraf nu are relevanță 100%, dar dacă cineva a picat, încerci să cauți și alți indicatori, deci nu te oprești. Doar la testul poligraf. Spuneți-mi, există, se poate întâmpla să descoperi că un agent al tău este agent dublu, adică este agent și pentru alt serviciu și să-l lași în continuare să funcționeze în serviciu pe care îl reprezinți? Da, dacă ne referim la agent. Agentul e agent, ofițerul e ofițer. În general, și la agent și la ofițer, prima idee este să întorci. A doua este câtă încredere poți să ai în ei și totdeauna apare un element de risc pe care trebuie să ți-l asumi, trebuie să judeci, repet, iar foarte lucid, foarte calm, promisiunile și angajamentele sunt egale cu zero odată ce a încălcat un jurământ, deci sunt alte repere și trebuie să ai, cum am spune, alte chei asupra persoanei decât cele de până atunci. Dar în principiu asta e ideea, să-i întorci și să obții mai mult decât ținta. Acum venim să vorbim despre război. Cât puteți să-mi spuneți, bineînțeles? De exemplu, în perioada în care ați condus serviciul de informații externe sau ați fost interimar sau ați fost ajung pentru că ați fost acolo. Practic, în toți acești 14 ani ați fost singurul profesionist care a condus serviciul de informații externe. Restul au fost numiri, mai mult sau mai puțin politice, nu contează. Mi-aduc aminte, știu bine cine au fost ultimii șefi ai SIE. În perioada în care ați condus serviciul de informații externe, care a fost istoricul informațiilor care veneau din Ucraina și Rusia în legătură cu Ucraina sau Ucraina în legătură cu spațiul rusesc? Nu aș intra într-o asemenea discuție. Ce aș vrea să spun este, vedeți, acum e o situație specială și mi se pare normală reacția poporului român, reacția profund emoțională în raport cu Ucraina. Dincolo de generalul, oamenii sprijină pe cel perceput ca fiind mai slab, pe cel perceput ca victimă,
E vorba de o agresiune clară împotriva Ucrainei și atunci apare o solidaritate, o empatie, o abordare profund emoțională, care ne împiedică să ne aducem aminte de niște lucruri. Ne împiedică să ne aducem aminte de canalul Băstroie. Ne împiedică să ne aducem aminte de modul în care au fost gestionată minoritatea română de acolo. De fapt, nu o recunosc ca minoritate română. E minoritate moldovenească. Am avut probleme cu diplomați hărțuiți în mod constant, delegații oficiale hărțuite. Și astea nu s-au întâmplat înainte de 89. Cu muncitori la Crivoi Rog reținuți, arestați, intimidați. N-aș spune că Ucraina a fost cel mai mare prieten al României, ceea ce dă cu atât mai mult valoare gestului făcut de români astăzi. Faptul că reușim să depășim, că suntem conștienți de ele, poate că emoționalul ne face să le trecem. Haideți să nu uităm, numai departe de 2020, simbolul Ucrainei de astăzi, președintele Zelenski, afirma de ziua unității în Ucraina, neglijând sistematic, întotdeauna, comunitatea română, saluta comunitatea maghiară, rusă, poloneză, în schimb n-a uitat să precizeze și s-a fost și pe site-ul președinției faptul că România a ocupat Bucovina de Nord temporar în timpul celui de-al doilea război mondial. Adică atâta aveai de spus. Repet, asta mi se pare că nu face decât să nobileze și mai mult generozitatea cu care românii se implică în sprijinul Ucrainei, care este un stat agresat în acest moment. Absolut. Da. Păi nu, românii nu mai puteau învăța în limba română, în școli acolo. Da, asta, lucrurile, asta spun, lucrurile erau foarte clare. Mi-aduc aminte, apropo, și de canalul Băstroie, am făcut zeci de emisiuni în legătură cu asta și, într-adevăr, e de subliniat cu atât mai mult această, aș putea spune, primire extraordinară pe care românii au făcut-o ucrainienilor care au fugit din calea războiului și nu au făcut asta pentru că le-a spus cineva. Nu au făcut asta că au primit ordin, corect, pentru că a venit nu știu ce autoritate. Au făcut asta pentru că au simțit de la bun început. Autoritățile mai mult au încercat să se suie și ele exact, în trenul exact, entuziasmului exact popular, să profite un pic, dar populația s-a încadrat fără niciun și fel și au făcut de asta de la bun început. Da. Autoritățile s-au trezit un pic mai târziu. Domnule general, am discutat în această perioadă de la începerea războiului cu mai mulți generali ai armatei române, fie că veneau din arma lor, era aviația și așa mai departe, șef de stat-major. Bănuiesc că lucrând atât timp în serviciu de informație extern, aveți un tipar, după care vă uitați în fiecare zi la informațiile pe care le primați, vă uitați la Ucraina, la Rusia și la alte țări. Și bănuiesc că acest tipar, această, să-i spunem, cheie în care priveați țările din jur prin prisma informațiilor și prin prisma evenimentelor și manifestărilor, aceea să cheie, îmi pare rău că trebuie să vă trădez, a rămas la dumneavoastră în buzunar și când ați plecat de la SIE. Asta vă spun din experiența mea de șef de cotidian, care în fiecare zi privește lucrurile din prisma faptului că aproape 25 de ani am făcut asta. Da, este vorba de deprindere. E o deprindere, da, și rămâi cu ea. Ne uităm și rog pe colegii mei, așa cum facem de obicei în partea a doua a emisiunii, să ne pună harta Ucrainei aici. O lună de război. Cum ați văzut tot ceea ce s-a întâmplat de la faptul că sunt foarte puțini care s-au așteptat ca rușii să invadeze Ucraina, se gândeau la cele două republici separatiste să aprofundeze, ca să spun, ideea asta. Deci cu atât mai puțin invazia. Cum ați văzut începutul acest război? Așteptările de a invada sau nu, invazia propriu-zisă și după aceea venim și la prezent. În spiritul ce am spus, încerc să abordez prin aceeași prismă, nu prin prisma emoțională. Prin prisma emoțională probabil că m-aș apropia de punctul de vedere general. Dar încercând să abordăm lucid, rațional ce se întâmplă, lucrurile s-ar putea să arate un pic diferit. În mod evident, indiscutabil, răspunderea militară pentru ce se întâmplă în Ucraina, pentru agresiunea împotriva Ucrainei, aparține lui Putin. Eu nu spun Rusiei, pentru că e un paradox. Acesta e războiul unui om împotriva unei țări. Cu o țară pasivă, dar e războiul lui Putin, nici măcar a anturajului lui Putin. Adică este generali, oligarhi și așa mai departe. Nu, e războiul lui împotriva Ucrainei. Ucraina care l-a trădat pe el. Pe el. El a spus el, anul trecut în iulie, că Ucraina și Rusia sunt un singur popor, ucrainieni și ruși,
Și ei n-au fost de acord. Ei l-au trădat pe el, ei trebuie să pedepsiți. Dar, dincolo de acest lucru, de războiul acesta pe care îl vedem, cu răspunderea militară exclusiv la Putin și fiind răspunderea militară la el și răspunderea pentru victime, pentru răniți, pentru distrugeri, pentru pierderi și disperare, tot a lui este. Dacă vorbim de răspunderea politică, dați-mi voie să spun, lucrurile se schimbă un pic. Se schimbă un pic pentru că acest conflict ar fi putut fi prevenit, rămân în continuare la opinia mea. Întrebat de cineva dacă eu cred că e posibil, am spus 30-40% e posibil să fie un conflict militar în formă de război, pentru că am sperat în fiecare moment că am înțeles suficient de mult și că putem să-l evităm. Mie mi se pare că ne-am însușit în mod foarte bine niște lecții din cel de-al doilea război mondial, din alte conflicte, fermitatea în dialogul cu agresorul. Partea asta ne-am însușit-o și excelăm la ea toți, mă refer la reprezentanții noștri. N-am însușit partea cealaltă, să citim semnele care ne puteau permite să prevenim. Pentru că vorbim de comasarea masivă de trupe ale Rusiei, în februarie 150.000 de militari. În februarie, cu un an înainte, în 2021, erau 100.000 de militari. Adică atât de mult... Semne foarte clare. Semne clare. A retras un pic militarii când s-a întâlnit la Geneva, parcă cu Biden. I-a adus înapoi. La fel de bine se vedeau din satelit, cum s-au văzut și apoi. S-a văzut interesul pentru achiziții de armament, pentru transfer de tehnică grea în zonă. În același timp s-au văzut o serie de lucruri. Se vedea că acordul de la Minsk este ignorat de partea ucraineană. Se vedeau o serie de tensiuni în raport cu minoritatea rusă care, față de celelalte minorități, deci eu nu spun cine are sau nu dreptate, dar față de celelalte minorități, are și mai puține drepturi stabilite. Și totuși, minoritatea rusă reprezintă 20% din populația Ucrainei. Adică sunt lucruri pe care le puteai vedea, pe care Europa, NATO, prin serviciile de informații și prin presă, ca să fim serioși, puteau să le vadă și să mai tragă de mână și să facem câte ceva. În acest moment observăm că suntem dojeniți aproape zilnic și înțeleg starea de tensiune și de preocupare a președintelui Zelenski. Dar suntem dojeniți în fiecare zi și urecheați că nu facem suficient, că trebuie să facem mai mult, ca și cum răspunderea este a noastră. Toată lumea este responsabilă de ce se întâmplă acolo, numai ei nu au nimic de spus. Eu aș vrea să amintesc, așa, virtual, președintele Biden tot spunea și în decembrie și în ianuarie, atacul este iminent. Unii zâmbeau, alții încercau să înțeleagă ce spune și așa mai departe. La avertismentele repetate ale lui Biden, atacul este iminent, domnul președinte Zelenski a răspuns, și îl citez aproape exact în conferință de presă, eu sunt președintele Ucrainei, eu locuiesc aici dacă nu știți și știu mult mai bine, nu mai tensionați inutil situația. Cu o zi înainte de 24 februarie a fost ultimul apel la liniște către Occident, nu mai întărătați lucrurile, nu va fi niciun atac. Asta spun, adică trebuie să ne uităm... Cu alte cuvinte, dacă ne întoarcem un pic în timp, acum știind, având în minte faptul că războiul există de o lună, am deșifrat, am găsit mult mai ușor toate semnele care arătau că invazia va avea loc și că nu s-a făcut nimic. Sincer, eu rămân la părerea mea, invazia n-a fost primul punct pe agenda lui Putin. Cu riscul de a genera zâmbete sau ironii. Părerea mea este că această demonstrație de forță prin comasarea la frontieră era un element în negociere. Inclusiv solicitările lui primare erau un element, își permite Putin, că despre el era vorba și orgoliului, să miște 150.000 de militari și echipament de luptă. Ca formă de presiune și negociere în același timp. Negociere. Părerea mea, studiind și citind și așa cum cunoaștem personajul, este că el a sperat că Occidentul, că SUA va intra într-un dialog cu el, că îl va recunoaște în acest fel ca un partener de dialog egal și va transmite un semnal clar către toată lumea. SUA, după cum ne aducem aminte, a respins clar dialogul, Putin s-a întors către NATO cumva, a generat un personaj colectiv care l-a închis, l-a respins la fel, s-a întors către Europa,
Macron, Schulz. Și apoi, pe acel fundal în care parcă vroiam să fie, deci anunțam în fiecare, va fi mâine, va fi mâine, va fi mâine, va fi pe 20, va începe la miezul nopții. Asta spuneau americanii, asta spunea NATO. Poftim că s-a întâmplat, pentru că, în mod aparent, generezi o așteptare, adică vii captiv propriilor tale presiuni. Chiar dacă prin anunțurile repetate că va ataca, încercai să-l faci să nu atace, trebuie să înțelegi cu cine discuți. I-ai pus orgoliu, demnitatea la îndoială, i-ai pus fermitatea la îndoială. Iar dacă Putin nu-și poate permite ceva, este să pară slab, pentru că pentru el în joc nu e mandatul de președinte, e mult mai mult. El nu poate să zică mă retrag și el știe că dacă nu mai este omul cel mai puternic, nu mai este. Punct. Nu există cale de mijloc, nu există cale nuanțe. Da. Nu iese la pensie, nu se retrage. Și de ce nu a văzut nimeni? De ce ucrainienii n-au văzut toate aceste semne despre care dumneavoastră vorbiți? Vedeți, sunt tot felul de... De ce n-au văzut americanii, da? De discrepanțe. Aș spune amuzante, din păcate ele sunt plătite cu sânge. Adică serviciile occidentale știau exact când va ataca Putin. Pe 20 februarie la ora... Știau. X. Așa au anunțat. Deci, ori ne jucam... Păi nu, aici e și expertiza dumneavoastră ori, în joc. Deci, păi nu, eu ce vreau să spun este, știau. Asta înseamnă că aveau surse la nivel foarte înalt, cu o informație că asta e într-un cerc foarte restrâns. N-am auzit nicio arestare în cercul acela restrâns. Unu, doi, dacă atunci știau exact ce urmează să se întâmple, acum auzim aceeași întrebare la toți occidentalii, ce o să fie în continuare? Păi nu aveați sursa aia care v-a zis ora și ziua? Sunt niște discrepanțe. Serviciile ucrainiene nu i-au dat niciun indiciu lui Zelenski că vor ataca rușii. Dimpotrivă, că ieșea să spună nu vor ataca. Acum aflăm de la serviciul ucrainean, același care nu știa că va fi atacat, că știe că se pregătește un complot împotriva lui Putin și că Narâșkin va lua locul pentru că Putin va fi îndepărtat. Că știe ce atentate și în fiecare zi mai îndepărtează niște atentate. Sunt tot felul de afirmații pe care le vedem, doar dacă le urmărim și le punem, știți, într-un puzzle și ne ridicăm puțin deasupra lor și încercăm să le înțelegem. Este ceea ce vorbeam o dată și cu dumneavoastră despre războiul cognitiv. E un război care se poartă în domeniul minții umane. În paralel cu războiul din teren. Există și războiul ăsta cognitiv. Mai multe forme de război care se desfășoară, se promovează în același timp. De ce serviciile de informații ucrainene n-au știut? Nu știu dacă n-au știut, n-au putut să știe, n-au vrut să știe, n-au avut informații. 20% din populația Ucrainei este reprezintă minoritatea rusă. Să nu vă închipiți că sunt muncitorii din șantier. M-am întâlnit cu ei în delegații oficiale. Erau suficient de mulți care erau de origine rusă sau căsătoriți cu cetățeni din Rusia și așa mai departe. Deci nu poți să știi. N-au putut, n-au vrut, n-au știut. Repet, din punctul meu de vedere, n-a fost prima opțiune a lui Putin, atacul. Ea a venit pe parcurs. Ea a venit pe parcurs ca o reacție de furie la ceea ce a considerat că o reprezintă desconsiderarea lui. Evident, este o opinie personală. Da, o să intrăm în direct și cu colega noastră de la Paris, Marcela Ferraru. Până o să avem această legătură, dați-mi voie să vă citesc ultimele informații. Știri pe surse.ro, Rusia și Ucraina au căzut la pace, anunță Kievul. Prima decizie importantă luată împreună, rușii și ucrainenii au făcut joi schimburi de prizoniere, a anunțat vicepremierul Ucrainei Irina Vereșciuc pe Facebook, informează agenția France Press. În schimb, au 10 ocupanți capturați, noi am recuperat 10 militari de ai noștri, a scris ea, afirmând că acesta a fost primul schimb veritabil de prizonieri de război cu Rusia de la începutul ofensivei sale în Ucraina, scrie și Ager Press. Altă informație care mi se pare foarte importantă, Lukashenko despre propunerea Poloniei ca NATO să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina, realizați că acest lucru înseamnă un al treilea război mondial.
Și la fel important, China somează Statele Unite să permită o examinare externă a activităților lor biomilitare din Ucraina și din lume. Statele Unite ar trebui să facă o descriere convingătoare a activităților lor biomilitare din Ucraina și din lume. În cel mai scurt timp posibil, a declarat joi un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe, relatează Ager Press. Sunt foarte multe informații. Am aflat iar, conform CNN, de o informație care precizează că s-au întâlnit la Moscova cele două părți militare zilele trecute, dar despre asta o să mai vorbim. Hai să intrăm în legătură și cu Marcela Ferraru. Bună seara! Bună seara, Marius! Astăzi NATO, reuniune NATO la cel mai înalt nivel, reprezentant șef de stat, 30 de țări. Aș vrea să ne faci tu o prezentare a evenimentului atât de important de astăzi. Ce s-a discutat, ce s-a întâmplat astăzi? Da, e un maraton diplomatic la Bruxelles, e summit NATO, summit G7, summit Uniunea Europeană, Joe Biden prezent puțin peste tot. Summitul NATO s-a terminat, a fost o conferință de presă a lui Stoltenberg care ne-a dat câteva informații, zic eu, destul de interesante. În primul rând, la cererile lui Zelensky, răspunsul este destul de clar, NATO va continua să trimită armament în Ucraina, armament defensiv, îi spunem noi, rămâne de văzut dacă Rusia îl interpretează la fel. În orice caz, ceea ce s-a trimis deja acolo, adică rachetele anti-tank, anti-aeriene și dronele, se pare că au funcționat destul de bine, deci se poate spune, sau în orice caz așa am auzit eu analiștii vorbind aici, că cerul Ucrainei e practic închis datorită acestui armament trimis în Ucraina. Se vor trimite arme suplimentare, bineînțeles, și în special și arme anti, mă străduiesc să traduc, împotriva navelor de război, da? Uh-huh. care s-ar putea să bombardeze în curând Odessa, sunt strânse în orice caz în fața portului de la Odessa. Deci NATO va continua să trimită susținere pentru Ucraina, asta s-a spus foarte clar. De asemenea, programe de cibersecuritate, nu știu exact cum este denumit în limbajul nostru militar. Cibernetic, da, e ok. Da. Practic, informațiile satelit care sunt culese în acest moment de către armatele NATO sunt puse în slujba Ucrainei, ceea ce explică într-o oarecare măsură de ce armata rusă are în acest moment înfrângeri pe aici, pe acolo și chiar să retrage. Cel puțin astea sunt informațiile din ziua de azi. Sunt câteva zeci de kilometri pe linia frontului în care armata ucrainiană avansează. Altă decizie foarte importantă, deci sunt deja 40.000 de soldați NATO în estul Europei, se întărește flancul estic al NATO și se reconfigurează special zona Baltică și asta destul de interesant, un jurnalist francez a remarcat acest lucru, se iese puțin din cadrul Tratatului Alianței. Vor fi trimise nave acolo, ies un pic din cadrul conferinței de presă a lui Stoltenberg. Ieri a fost o informație interesantă în presa locală franceză, Telegram de Brest, s-au pus la apă 3 submarine nucleare franceze și mă leg de informația asta ca să-ți spun că s-a discutat la ședința de astăzi a NATO, s-a discutat despre eventualele scenarii în cazul unui atac chimic și în cazul unui atac nuclear. Da. Marcela, apropo de faptul că ajutorul dat de NATO până acum ar fi fost important pentru armata ucraineană, dăm voie să citesc și eu. E un material, un interviu foarte amplu cu Larry Johnson, un veteran al CIA și al Biroului de Combatere a Terorismului din cadrul Departamentului de Stat. Omul a asigurat timp de 24 de ani instruirea comunității de operațiuni speciale armatei americane și el spune aici în interviul ăsta, așa pe scurt, că armata ucraineană a fost înfrântă, ceea ce a mai rămas este o operațiune de curățare. Și vorbește aici punct cu punct că în primele 24 de ore ale operațiunii militare rusești din Ucraina, toate radarele terestre de interceptare au fost
anihilate. Fără aceste rade, forțele ucrainene și-au pierdut capacitatea de a face interceptare. Ceea ce spunea și generalul Cristea la mine în emisiune, în afară de faptului că au fost au fost distruse aeroporturile de pe care aeronavele ucrainene ar fi putut zbura. Dar hai că nu te bag pe tine în operațiuni militare. Vreau să te întreb... Să mă bază. Am făcut un colegiu, am făcut un institut de înalte studii de apărare. Deci nu e nimeni perfect, Marcela. Nu e nimeni perfect. Zelenski cere liderilor NATO ajutor militar fără restricții și acuză Moscova, mă rog, partea a doua, că recurge la bombe cu fosfor. Cum a fost primit acest discurs al lui Zelenski, care mi s-a părut destul de dur, să spunem, la adresa NATO și cerând practic ajutor militar, dar nu așa cum a fost până acum. Vorbim de drone, vorbim de bombe, am văzut că vreo 10.000 de astfel de proiectile, cum le spune în scap acum, rachete a oferit Anglia și așa mai departe. Cum s-a primit acest discurs la NATO și ce scrie presa franceză? Noi ne-am obișnuit în fiecare zi, Zelenski, președintele ucrainean, se adresează către unui parlament și îi cam ceartă și cere în continuare. Astăzi a cerut, să spunem, NATO cum n-a cerut nimănui până acum. Te rog. Nu te supăra, poate nu suntem pe aceeași lungime de undă în anumite aspecte, dar eu cred că nimeni nu se poate pune în pielea lui Zelenski. Când ești președintele unui stat care e invadat, când ai 3 milioane și jumătate de oameni care au plecat din țară, când ai un copil la fiecare secundă care devine migrant, când ai 10 milioane de populație deplasată în interiorul unei țări, e foarte greu să te pui în pielea lui și e foarte simplu să judeci din afară și să spui, ia uite ce obraznic e băiatul ăsta, dacă înțelegi ce vreau să spun. Deci, eu sunt un pic mai înțelegătoare, să zicem, cu el. Discursul lui n-a fost integral transmis, discursul lui de astăzi de la NATO n-a fost integral transmis așa cum au fost transmise cele în fața Parlamentului. El a pus pe rețelele de socializare câteva fragmente din discursul lui, deci nu știm exact care e integralitatea discursului lui în fața NATO, însă Stoltenberg a fost foarte categoric în conferința de presă, a spus vom ajuta din toate puterile noastre Ucraina. Acum aici există niște linii roșii și Stoltenberg n-a spus nimic, dar în acest moment e conferința de presă a lui Emmanuel Macron, s-a terminat și G7 și Macron spune că există totuși o linie roșie și anume nu vom fi co-beligeranți. Deci se va acorda tot ajutorul de care are nevoie, îi se vor trimite toate armele de care are nevoie, mai puțin avioane, presupun, însă nu se vor trimite niciodată trupe la sol. Asta ar fi linia de demarcație. Mai e un lucru important pe care l-a spus Stoltenberg și anume, dacă Putin folosește arme chimice, asta schimbă complet datele problemei, datele conflictului. Pentru că încalcă toate convențiile internaționale, bun, n-ar fi prima dată, dar s-a fixat totuși oarecare limită, dincolo de care nu știu exact ce decizii poate lua NATO. Da, nu suntem noi calificați să spunem dacă discursurile lui Zelenski sunt obraznice sau nu. Eu spuneam că a cerut în discursul pe care l-a avut azi față de NATO. Până la urmă, Ucraina este o țară atacată, e o țară invadată, e o țară distrusă în momentul ăsta. Din ceea ce vedem până acum, orașe mari de tot, practic, sunt aproape rase de pe suprafața Pământului și nu poți să discuți punându-te în pielea președintelui ucrainean. Întotdeauna aici facem o analiză la rece, ținând cont și de ceea ce se întâmplă în Ucraina. De la bun început am vorbit despre agresiune, despre invazia Ucrainei și despre distrugerile care au loc acolo în fiecare zi. Eu vreau să spun doar că îl înțeleg, că dintr-un anumit punct de vedere îl înțeleg. Înțeleg de ce... Am înțeles asta. Așa cum se compun, cu atât mai mult cu cât îți aduc aminte la summitul NATO de la București, s-au făcut niște promisiuni clare, certe și sunt înscrise în declarația finală. Adică Occidentul are partea lui de responsabilitate. El n-a plecat chiar așa de nebun în aventura asta. Sigur, poate s-a dus cam departe, însă Occidentul a continuat să-l încurajeze. Până când a devenit prea târziu. Deci, bun, Uniunea Europeană, poziție nouă față de ce se întâmplă în Ucraina, față de război? Da, la Uniunea Europeană e o problemă cu sancțiunile. E o problemă mare cu sancțiunile, pentru că ar trebui să se adopte acum un nou pachet de sancțiuni și, din păcate, sunt
state ca Ungaria, de exemplu, consumul casnic depinde în proporție de 90% de gazul rusesc. Și atunci se încearcă eventual să se găsească formula în care statele care sunt mai puțin dependente să impună embargo sau Comisia Europeană să încerce să negocieze în numele tuturor statelor europene cumpărarea de pe piețe terțe. Asta e ultima informație care a soțit. Cerem Chinei să se abțină de la a susține efortul de război al Rusiei. China nu trebuie să pună la dispoziția Rusiei ajutor financiar sau militar, ci să susțină o încheiere pașnică a acestui conflict. Și China, apropo de toate aceste acuzații care i s-au adus, China respinge ca dezinformare o serie de acuzații ale NATO. Timpul va dovedi că poziția noastră este de partea bună a istoriei. China a respins joi, adică astăzi, ca dezinformare o serie de acuzații ale NATO după ce secretarul general al Alianței, Stoltenberg, a reproșat Beijingului că răspândește minciuni sfruntate despre invadarea Ucrainei de către Rusia, relatează agenția France Press. Da, acum mie mi se pare că se conturează destul de bine noile alianțe mondiale. În orice caz, o altă analiză pe care am auzit-o aici spunea că deocamdată Chinei convine situația pentru că atâta vreme cât americanii sunt ocupați aici, nu se mai ocupă de ceea ce aveau de gând să facă acolo în Marea Chinei. Știi că americanii erau pe cale să părăsească zona Atlantică și să se concentreze pe zona Pacificului. Deci atâta vreme cât sunt ocupați aici, îi lasă pe ei în pace. Dar pe de altă parte, China alimentează toată planeta și o criză economică planetară îi afectează și pe ei la buzunar. Adică trebuie să găsească echilibru între aceste două interese și nu îmi dau seama exact încotro se va îndrepta. Te rog să rămâi dacă mai ai puțin timp pentru noi, nu vreau să te deranjăm foarte tare, la Paris, da, la Paris e ca la Paris, aici la București e ca la București. Domnule general, a acuzat China, spun chinezii, că dezinformează în legătură cu Ucraina, este în sine o dezinformare. A spus într-o conferință de presă Wang Wenbin, purtător de cuvânt al Ministerului Afaceri Externe chinez. SUA și NATO trebuie să angajeze un dialog cu Rusia pentru a desface nodul crizei ucrainene. Pentru a rezolva o criză trebuie să fim calmi și raționali, nu să aruncăm benzină pe foc. Credeți că secretul, să-i spunem, sau șansa de a veni pacea se află în negocierii între Rusia și Statele Unite ale Americii, Rusia și NATO, cu un intermediar cum ar fi China, se vorbește, sau cum ar fi Israel, o țară care nu este NATO? Cum vedeți? M-aș uita către Israel, m-aș uita și către China. Nu cred că în momentul de față un dialog între SUA și Moscova, Washington și Moscova, via președinții Biden și Putin mai este posibil. S-au schimbat vorbe mult prea grele între ei ca să mai fie posibil. În schimb, Israelul, văd pe președintele Macron într-o poziție bună pentru a continua dialogul. Oricum, aceasta este singura opțiune rezonabile pentru încheierea conflictului, calea dialogului și a negocierilor reale pentru pace. Evident că un rezultat care să-l satisfacă pe Putin ar trebui să fie unul al negocierilor, care să-i permită o minimă justificare către casă a sacrificiilor, pierderilor, victimelor, distrugerilor cauzate irresponsabil în această aventură. Ceea ce ar cere din partea ucraineană un compromis considerabil. Macron spune acum că nu există perspective pe termen scurt privind negocierile și altă informație legată de ceea ce se întâmplă cu lumea. Intrăm într-o criză alimentară fără precedent, spune, avertizează același Emmanuel Macron la conferința de presă de acum. Asta nu înseamnă că trebuie să ne repezim, să luăm mălai, făină, orez și zahăr. Cum s-a întâmplat cu benzina în România, dar s-a întâmplat și cu hârtia igienică, dar s-a întâmplat și în Statele Unite și în lumea occidentală. Nu suntem chiar ultimii din punctul ăsta de vedere, sau primii din punctul ăsta de vedere. Citeam mai devreme declarațiile unui fost șef al CIA-ului care vorbește despre faptul că armata ucraineană este de fapt înfrântă, ceea ce fac rușii acum mai curăță pe aici pe acolo. Domnule general, e un război informațional, dar în fiecare zi vedem imagini, dar și primim informații din ceea ce se întâmplă în Ucraina. Cum evaluați ce s-a întâmplat până acum și cum stăm acum? Vedeți, noastră, zi de zi vedem în mass media internațională imagini despre eșecurile Rusiei.
filmate, videocasete, imagini video, scuzați-mă, despre tancuri arzând, trupe înmorite, convoaie rămase fără benzină. Vedem foarte puține despre activitățile părții militare ucrainiene. Un privitor superficial din Occident sau chiar mediu informat ar putea avea impresia că Rusia a pierdut războiul. Și aparent așa este, dar a pierdut deocamdată doar războiul pe rețelele sociale și în media. În realitate, lucrurile arată diferit. Da. De aici, în această cheie, trebuie citită până la urmă și disponibilitatea în continuare a președintelui Zelenski, exprimată cu oscilații spre un dialog cu Moscova. Repet, trebuie să înțelegem, singura opțiune pentru finalizarea acestui conflict o reprezintă dialogul. Dar trebuie cumva să ne uităm, repet, iarăși, lucid, tot revin la acest lucru, să înțelegem că în acest moment e foarte greu de imaginat un compromis convenabil ambelor părți. O soluție win-win nu există. Nu există în acest moment. Nu există posibil, doar un învingător și un învins. Problema pe care o avem este că Putin nu-și permite sub nicio formă rolul de învins, așa cum spuneam. Pentru el, învins în Ucraina înseamnă eliminat punct. Drept care, din partea lui, eu nu văd decât o tendință de a escalada conflictul pentru a pune în această modalitate presiune pe Ucraina pentru a ceda. A ceda atât cât se poate el să își justifice acțiunea. Deci, escaladarea este sensul spre care deci se merge acum. Deci va continua războiul continuu, fără negocieri, fără nimic? Depinde de eficiență. De asta spun, mie mi se pare că totuși China poate să joace un rol important și m-aș uita la China dincolo de declarațiile oficialilor. Analiștii au urmărit o serie de evaluări apărute în presa chineză ale unor specialiști în politică externă agreați de conducere. Deci nu conducerea a vorbit, ci niște specialiști, dar faptul că au apărut în presa chineză arată chiar dacă că sunt agreați de conducere. Deci au fost lăsate să iasă, în care se vorbește de nevoia ca până la urmă China să rămână de partea lumii civilizate. Să rămână de partea majorității, ba mai mult decât atât. China să determine o majoritate care să acuze aventura rusă. Așa se vorbește. Ceea ce înseamnă că există un sens adoptat. Nu neapărat datorită amenințărilor. Probabil că și presiunile vestului. Dar mie nu-mi place. Știți că toată am senzația că presa, din dorința de a obține audiență, folosește termeni fără să realizeze efectul lor asupra... Adică atunci când spui de frică americanilor, chinezii au renunțat să mai trimită armament. Fără să spui că ai avut informații că au trimis sau că vreau să... Sună foarte proști și generează Putin reacții. Putin se adresează Americii și a căzut victima Ucraina? Prin acest război? Se adresează Occidentului în general. Și Americii. Și e ceva de genul enough is enough. Destul până aici. Iar Ucraina pentru el e percepută ca un instrument al Americii, al Occidentului. În tot ce se întâmplă e un instrument al lor. Numai departe de zilele trecute, alaltări, am avut invitat pe generalul Eugen Bădălan, care a fost șeful de stat major al armatei, și apropo de ce se întâmplă în teren. Cu experiența domniei sale, ne spunea că practic sudul, ieșirea la Marea Neagră și la Marea Azov, a fost cucerit și este cam în stăpânire luat de ruși, că urmează Sevastopolul, mai ceva la vest, că Kievul nu este atât de important în momentul ăsta. Sunteți de acord că așa stau lucrurile în momentul de față, în Ucraina? Se revine la un obiectiv pe care Rusia și l-a formulat de undeva de la nivelul anilor 2010-2012. Cunoscut iarăși de Occident, iar cumva fac trimitere la hai să ne adunăm, să ne uităm ce am ratat, poate data viitoare reușim să prevenim, nu doar să combatem. Navaia Răsia. Se vorbea despre o republică în cadrul Ucrainei, dar se vorbea la modul... Asta este intenția Moscovei în 2010-2012. Deci Navaia Răsia, care era în continuare, Donbasul cobora pe Mariupol până la Odessa. Mergea o fâșie așa, care să asigure cu Crimea, cu tot. Crimea până la Odessa, adică tot ce înseamnă partea de sud a Ucrainei. Noi, și într-un fel e o satisfacție personală, am avertizat atunci când s-a ocupat
Crimeea, că nu este obiectiv strategic. Și am mai discutat noi în emisiunea noastră, este un handicap al Vestului, pentru că Vestul gândește prin reprezentanții numiți oficial să gândească pentru el, președinți, premieri și așa mai departe, în termeni de mandat, de 4 sau de 5 ani. Uh-huh. Și atunci lucruri pentru care pentru Putin, care e pus acolo pentru o viață în opinia lui, sunt tactice, noi le vedem ca strategice. A ocupat Crimeea, e mulțumit. Nu, Crimeea a fost un alt pas pentru el. A testat în Georgia răspunsul Occidentului, a văzut cam cum arată sancțiunile. A văzut și cu Crimeea ce s-a întâmplat, că nu s-a tras un foc și sancțiunile au intervenit și Ucraina, au plecat. Ucraina, Georgia, în 2008, la un an după ce a fost declarat omul anului de revista Times, a atacat, a ocupat Crimeea. Time, da? Scuzați-mă, a ocupat Crimeea anul următor, anul în care Forbes l-a declarat cel mai puternic om al planetei. Cumva a fost alimentat efectiv prin neglijență, prin... Se va ajunge la negocieri directe între Zelenski și Putin? Cum se va termina acest război, domnule general? Se va ajunge cu siguranță, dar formularea găsită, adică am văzut ce spunea Peskov zilele trecute, mm-hmm, și așa este. Purtătorul de cuvânt cumva, al Kremlinului, care spunea că se va ajunge la negocieri atunci când delegațiile vor contura o direcție. Pentru că așa este, nu președinții se întâlnesc ei doi, măcar de formă. Știți, aici o confruntare majoră de orgolii. Am văzut foarte multă lume discutând în studiouri despre Rusia și Ucraina, despre... Nu-mi permit. Dar ar fi un joc frumos să întrebați așa din când în când, cum îl cheamă pe primul ministru al Rusiei? Sau să întrebați cum îl cheamă pe primul ministru al Ucrainei? Dom'le, există prim-ministri ai țărilor ăstora. Mm-hmm. Dacă noi ne uităm, că spunea doamna Ferraru, corect, presiunea care e pe el, e o presiune pe care și-o pune singur în spate. Trebuie să se ducă. A anunțat, dacă mi se va propune ceva, voi face referendum. Dom'le, dar n-ai pe lângă tine niște premieri, niște vicepremieri, doamna Irina, de care citați, vicepremierul, a anunțat zilele trecute chestia aia cu Ungaria vrea să ocupe Transcarpatia. Nu știu dacă e o dovadă de inteligență, de orientare, de măsură să acuzi un stat NATO, un stat care a susținut măsurile NATO în ceea ce te privește de sprijin, să-l acuzi că vrea să-ți revendice teritoriul. Se întâmplă tot felul de chestii. E adevărat. Știți? Haideți să vorbim un pic și o să rog pe Marcela pe ultima parte a emisiunii să ne spună ce a mai declarat, ce a mai anunțat Macron în conferința de presă după G7. Autoritățile române, domnule comandant, domnule general, în toată această perioadă, vă pun în dificultate? Da, că... aș fi vrut... Eu sunt în dificultate pentru că în general mă raportez la informațiile pe care le dețin eu, care nu sunt complete. Nu știu ce informații au avut pe masă autoritățile române. Nu știu la ce... În continuare am excelat la a ne alinia. Și e un merit și în ăsta. Dar nu e suficient. E necesar, dar nu e și suficient. Dar în principiu vedem că suntem aliniați. Bine că suntem aliniați, domnule general, până la urmă. Că dacă eram nealiniați și eram... sub linie, ca să zic așa, era vai și amar de soarta României în momentele astea. Yeah. Păi, bun. Și ce se întâmplă cu România, dacă e ceva, ca militar român, deși eu sunt militar de informații, sunt un pic frământat, necăjit, cred că necăjite termenul, când aud că spunem, suntem în siguranță, au venit 1000 de militari americani, suntem în siguranță, mai vin 2000 de militari. Eu vreau să fiu, înțeleg valoarea simbolică, ei sunt valoare adăugată la ceva. Eu sunt în siguranță și mă simt în siguranță datorită celor 70.000 de militari profesioniști români. Chiar așa cum pică ei cu avionul, că nu se duc să pice, pică pentru că asta le dau politicienii, care își fac vile cu valoarea de 3 avioane pe la lacul Snagov și îi pun pe militari români să zboare în niște troace. Asta e problema. Dar ei se duc și își fac datoria. Eu mă simt în siguranță datorită celor 70.000 de militari. A transformat totul în ce bucuroși suntem că au venit și ne vor apăra. Acum sunteți în siguranță. Apropo de atitudinea autorităților, mi se pare cumva deranjant, poate că e desuet ce spun, dar eu chiar cred că putem și că suntem în stare. Dacă ei nu cred, e problema lor. Și problema noastră e doar că i-am ales acolo. Altfel, ce am văzut a fost în năzbâtia aceea
cu starea de criză ieșită de la Ministerul Apărării, care iarăși e ceva în neregulă, nu știu dacă nu au niște oameni să analizeze. Pe de o parte ne spui că suntem în siguranță, nu e niciun pericol. Și apare un draft. Și pe de altă parte apare un draft unde spui că vei mobiliza bărbații până la 64 de ani. Cât de în siguranță suntem? Hai să-i luăm și pe aia până la 70, nu prea mai eram în siguranță. Nu prea mai sună siguranță. Pentru că bănuiesc, sunt foarte mulți oameni care v-au întrebat, cum au întrebat și pe mine, și tot repet asta, dacă e cazul să plece din România. Da, spus zilele trecute, iarăși o tendință care mă necăjește foarte mult. Vrem să facem ceva, hai să rămânem, să facem ceva, să nu-i lăsăm. Dar ideea este, apropo de autorități, sunt confuzii pe care cred că nici nu le sesizează. Nu am îndoieli vis-a-vis de buna lor intenție. Asta e clar, asta că este nu bănuiesc altceva, că nu bănuiesc. Da. Pe de altă parte, mă abțin, sunt doar observații personale, nu știu ce au pe masă, ce informații au pe masă și așa mai departe. Da, dar și alinierea asta la nesfârșit, vorba dumneavoastră, nu e ceea ce trebuie. Mă întorc la Marcella Ferraru, la Paris, ca la Paris. Spune-mi, te rog, ce a mai zis Macron? Sau da, ce? Eu vă ascultam pe voi. A, bun, pe normal, că nu ar să-l scoți pe Macron, că l-ascolți în fiecare zi. Însă mă uit repede așa pe transcriptul conferinței lui de presă și mi-atrage atenția una din frazele lui. Spune, Franța este gata să susțină rearmarea strategică europeană, ceea ce mie mi se pare ceva înfiorător. Mi s-a părut că am terminat cu chestia asta, dar văd că ne întoarcem de unde am plecat. Da, mai spunea, el ieșea acum de la summitul G7 și spune că s-a căzut de acord asupra unui nou pachet de sancțiuni, dar aici încă o dată e vorba de G7 și nu de Uniunea Europeană, însă cu o forță, cu o greutate economică suficient de mare ca să însemne ceva. Și a vorbit pe larg de criza alimentară care urmează. Știm că Ucraina era grânarul mai ales al Africii și al Africii de Nord, dar nu numai. Deci trebuie să ne înarmăm, să ne pregătim pentru o perioadă destul de lungă de război, de criză. Da. Dacă mai ai ceva de adăugat la finalul intervenției tale, nu neapărat în legătură cu conferința lui Macron, apropo de această zi, despre care foarte mult spuneau, domnule, nu e neapărat o zi istorică, dar măsurile sau ceea ce s-a întâmplat astăzi va avea pe termen lung, va avea o însemnătate istorică. Da. Eu cred că este totuși o zi istorică. N-a fost niciodată o asemenea concentrare diplomatică, un asemenea maraton diplomatic, adică și NATO, și Uniunea Europeană, și G7. Mai ales dacă se spunea anul trecut că NATO e în moarte cerebrală, uite că s-a reinventat, Putin a ajutat să existăm din nou și în calitate de alianță militară. Deci, cred că e foarte important pentru că s-a văzut astăzi foarte bine că există un grup al țărilor occidentale care au o anumită atitudine și oarecum restul lumii. Aici citesc din nou analiză pe care am auzit-o la... S-a mai văzut ceva, Marcella, ai spus și tu mai devreme, și anume că NATO și-a păstrat sângele rece. Sigur că președintele Zelensky are nevoie de ajutor, are nevoie de armament și a făcut nenumărate cereri în acest sens. Dar astăzi am văzut declarația foarte clară, nu numai a lui Stoltenberg, da? Secretarul General al NATO, că nu trebuie trecută, exact ce spuneam mai devreme, o linie roșie. Că dăm sprijin logistic, umanitar, chiar și militar, chiar și rachete și așa mai departe. Dar nu avioane și nu tancuri. Nu avioane și nici măcar tancuri, pentru că a fost întrebat la conferința de presă, adică nu intrăm în război cu Ucraina, pentru că asta ar însemna al treilea război mondial, a spus și Biden în nenumărate rânduri. Voiam să te mai întreb ceva, dar bineînțeles că între timp... urmărești... Cine câștigă alegerile? Nu, lasă alegerile, știu, lasă că ești fericită că o să iasă Macron, să fii sănătoasă. Spune-mi, te rog, pardon. În două minute, glumeam, în două minute, bine, dar adevărul că nu, oamenii care se uită la noi... Nu știu că suntem prieteni și glumim de multe ori pe seama favoriților la președinție. În România nu prea e pe cine, dar nu contează. Poate Mircea Joană în 2024, pentru că tot nu a spus nu atunci când a fost invitat. Și apropo de asta, uite, a fost o imagine extraordinară acolo cu politicienii, mie mi-e greu. Atunci când Biden cu Stoltenberg și cu Mircea Joană aveau un dialog în trei, s-a apropiat, a venit la această discuție și președintele Iohannis. Doamne ajută că suntem acolo, spune înainte de orice, nu mai contează nimic altceva, sincer. Spune-mi, te rog, urmărești televiziunile franceze,
Sunt foarte mulți invitați acolo, autorizați, militari de profesie, oameni care știu ce înseamnă lupta, ce înseamnă războiul, ce înseamnă armata. Ce spun despre acest război, Marcela Ferraru? Da, de asta înclin eu să cred, să spun că sunt ceva mai bine informate decât presa română. Te exclud pe tine că știi foarte bine că urmăresc toate emisiunile tale și îmi plac foarte tare. Urmăresc televiziunile franceze care au în primul rând echipe în teren. Fiecare televiziune care se respectă are nu o echipă, are 5, 6, 7 echipe în Ucraina și au echipe inclusiv la Moscova, chiar dacă pare de mirare lucrul ăsta. Mai sunt echipe ale televiziunilor care sunt acolo. Au în platou, de exemplu, BFM are consultant și cât e ziua de lungă în platou, fost ambasadoarea Franței la Moscova. Dacă nici ea nu cunoaște cum merge treaba pe acolo, nu știu cine ar putea să o cunoască. De asemenea, general în retrat care sunt fie strategi, fie foști șef de stat major. Deci oameni cu oarecare greutate care știu ce vorbesc. Jurnaliștii în general evită să pronunțe. Ei fac un fel de sinteză a știrilor din ziua respectivă, care sunt întotdeauna comentate cu specialiști. Și deci eu aud un pic un alt tip de dezbatere și un alt tip de... Profesionistă, cum ar veni. Pardon? Profesionistă, adică profesionistă, da, în adevărat. Da, eu un pic am încredere în ceea ce aud la televiziunile franceze. Nu prea sunt complotistă de felul meu, așa, în general. Mă îndoiesc de multe ori când am o comunicare oficială, dar aici nu e vorba de comunicarea oficială. Eu am încredere în presa franceză, mai puțin în presa anglosaxonă, trebuie să mărturisesc, însă în presa franceză am încredere. Și în ceea ce spun ei. Și aici vreau să contrazic puțin, deci astăzi ce s-a spus, de exemplu, este tocmai că armata ucraineană se descurcă bine, că Putin nu s-ar fi așteptat la chestia asta, că rușii au fost împinși, spuneam asta și mai devreme, că n-au avansat așa cum și-ar fi dorit, că lucrurile nu merg așa cum vor ei. Și un lucru interesant, azi dimineață purtătorul de cuvânt al ambasadei Rusiei la Paris a fost invitat la BFM TV și a fost întrebat... E invitat în fiecare zi. Suprarealist, pentru că el spunea nu e un război acolo și naționaliștii sunt cei care bombardează Mariupolul și nu Rusia, noi suntem acolo ca să salvăm. În fine, deci a fost suprarealist. Dar a fost întrebat în ce moment sau cum se poate ajunge la încheierea acestui conflict. Și a rezultat destul de clar din ceea ce a spus el, că din punctul de vedere al Rusiei, capitularea Ucrainei. Deci ăsta este momentul care poate marca sfârșitul războiului. Mulțumesc mult, Marcela Ferraru. Limita noastră, îți mulțumesc mult pentru toate informațiile transmise de la Paris. Colega noastră, Marcela Ferraru, un ziarist întotdeauna în linia întâi, atunci când vine vorba de informație și despre profesionalism. Limita noastră este să nu devenim co-beligeranți. Pentru Emmanuel Macron, asta înseamnă că Franța și aliații săi nu vor livra Ucrainei echipamente precum avioane sau tancuri, pentru că acest lucru ar caracteriza co-beligeranța. A trecut atât de repede, domnule general. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat la NATO astăzi și cum vedeți încheierea acestui război în 2 minute, vă rog? Discursul NATO, asemenea, discursurile lui Putin vizează o audiență. Discursurile NATO vizează audiența proprie. Țările membre NATO, populația, atitudinea aparent belicoasă, foarte hotărâtă, fermă, încearcă să ne arate, să ne dea confort, să știe că suntem în control. Că noi știm ce facem, știm încotro mergem, îmi doresc să fie așa. Așa după cum Putin când vorbește, vorbește nu pentru NATO și pentru noi încercăm, vorbește pentru ai lui. Vorbește pentru ai lui. În această seară, cu o analiză cu totul specială din partea unui om de informații, un om care se confunde cu imaginea serviciului de informații externe, generalul în rezervă Silviu Predoiu. Ne vom vedea din nou luni la o ediție specială. Încercăm și pentru mâine seară să difuzăm un lucru cu totul excepțional, dar la aceeași oră 18, dar veți vedea despre ce e vorba. Țineți aproape!